Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați venit, oameni buni, la Far Cry 5. Ei bine, oameni buni, puteam să începem Far Cry de acum câteva zile, dar ideea era că erau niște reguli, niște restricții și am zis, bă, hai să aștept până în ziua lansării. Da, practic, chiar dacă scrie că 27-27 se lansează, 26 este ziua în care putem să postăm lejer cam totul. Că până acum erau ceva restricții și toate alea și în plus... Pardon, nici măcar nu aveam timp să postez Far Cry 5, pentru că ce-i drept, aveam atât de multe serii, noroc că am terminat South Park-ul și pentru că am terminat South Park-ul, acum avem spațiu liber pentru Far Cry 5. Așa că, mai bun, bine ați venit la Far Cry 5. Prima oră din joc o cam cunosc cât de cât pentru că am jucat-o la Ubisoft, dar nu am fost foarte atent la toate detaliile, așa că sunt unele chestii care o să mă ia prin surprindere, dar unele chestii care nu o să mă ia prin surprindere, așa că o să dăm pe normal. Să dăm cum trebuie, ne alegem caracterul, că o să ne facem un caracter mai încolo. Și da, override save date, am jucat puțin doar să văd cum rulează. Jocul merge destul de bine, chiar nu pot să mă plâng, chiar are momentele sale ok. Am dat pe aproape ultra cu setările și toate alea. Și mă gândeam să filmez cu facecam, dar am zis, bă, obie să face figuri uneori când filmez, așa că prefer să nu-mi iau riscuri. Ok. People got a lot of names for it. Huh. I just call it home. Oh, ce drăguț arată ăsta. Still amazed at how beautiful it is. Cam jigos ăla că preotul ăsta. Asta pe hurc. Asta e hurc, cred că. Ah, nu, nu, nu e hurc, nu e hurc. You don't understand. No one took these groups seriously. They were different. Religious. Militant. It was a goddamn cult. Oh, cred că vorbește de cultul ăsta. Omul ăla avea o curea de gloanțe. Then the radio station. Așa. Not long after that, they even had the fucking cops. Their own sovereign religious state. Built right here. Under our noses. Damn, son. No one can help us. The government can't do shit. We're on our own. Fans, we save those lost souls, whether they want to be saved or not. People don't want to believe groups like this exist. People are scared, man. Some will wish to harm us. Some will wish to destroy all that we have built here together. Some will betray us. Opa. We don't know what he's capable of. How? Who? Their leader. Joseph Seed. They call him the father. Wow. The outside world are blind. They do not believe. They have no faith. Opa. Când dracu mă n-aveți semnal în zona asta? Ce n-ai bătăriți în peșteră? Nu au avut timp ăștia să-i facă și statuie. Mă întreb cât îți ia să faci statuie de aia. Posibil. Joseph Seed, he's not a man to be fucked with. We've had run-ins with him before, they haven't always gone our way. Just sometimes. Sometimes it's best to leave well enough alone. Yeah, well, we have laws for a reason, Sheriff. And Joseph Seed's gonna learn that. Pratt, open a call with dispatch. 10-4. 10-4, 14, înseamnă 14 asta. Ok, codul de confirmare sau ceva. Approaching the compound, Nancy. Over. Roger, Sheriff. We are unfortunately still trying to talk some sense in our friend the marshal. Over. Da, mă, da, stai liniștită. Da, cred că 104 ăsta înseamnă cod de confirmare. Peggy's. Project at Eden's Gate, PEG. Peggy's is what the locals call them. Huh. You know, they started off harmless enough a few years back, but now they are armed to the teeth. You know, they're
looking for a fight. Are you scared, Sheriff? Cred că e căcatul ăla că la cură stă. Mamă! Nu arată foarte periculos, adică nu poți zici că e, oh my god, cine știe ce. Ok. Oh, am tăiat, poți să controlezi eu aici. Ok. Ia zi mă, care-i treaba pe aici? Auto și pe ăla, hai să pornim un foc de tabără. Cu ce? Cu un aruncător de flăcări, stilul redneck. Bă, mamă, mamă, câte glume de alea cu incestul ăsta am pe aici, cred că. Și redneck și chestii. Da, sigur o să funcționeze. Când a funcționat asta ultima oară? Ok. Deci aparent eu sunt un fel de șerif de ăsta, junior sau ceva. Are logică, ce-i drept, are logică, nu pot zic, nu? Seems fair enough and legit. Ia să vedem, mă. Oh! Oh, we're in, boys! V-am spus, n-arată cine știe ce pe aici. Mulți de oameni. Bă, arată oameni care ar mânca o veveriță de pe stradă, deci... Pot zic că ăștia-s. În special ăla de acolo arată altceva. Oh, a scos arma să o pun înapoi. Interesant. Wow, 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 ok, gata, am înțeles. Mamă, au și câini pe aici. Stai, n-am subtitrări pe aici? Știi că aveam subtitrările pornite, audio... Bă, da, da, trebuie să fie bine. Ok. N-aș vrea că nu pot să dau sprint sau ceva, ce câini au ăștia, mă, pe aici? Pitbull par și ceva labradori. Acum vin, băie, stați niște, nu știu ce, merg foarte, foarte încet, nu mă lasă să alerg sau ceva. Asta e strict treaba jocului. Aoleu, n-am mai fost la biserică de mult. Am înțeles. Bă, ce drept, Marshall a luat parte destul de calm, adică cred că o să meargă bine. Yeah, boy. Try not to do anything stupid. Relax, Sheriff. You're about to get your name in the paper. Yay, numele meu în ziar, yay, yay. You'll be fine. Mersi. Ce dubios a uitat la mine, parcă știa aia ceva. Something is coming. Da, am deschis ușa, noi suntem. Frate, ce narmoate sunt ăștia, adică uite-le că la ei. That is why we started the project. Because we know what happens next. Opa. They will come. They will try to take from us. Take our guns. Take our freedom. O să ne ia armele. America. Oh shit, uite-l pe Vas, cu ochelari. Sheriff, come on. Hold on. We will not let their greed, or their immorality, or their depravity hurt us anymore. Sheriff, there will be no more suffering. Pe bune. Joseph C. I have a warrant issued for your arrest on the suspicion. Mă, ce mișto arată la distângă rău de tot, nu știu cine e gagiul ăla. O să vedem pe oameni mai târziu, cred că. I want you to step forward and keep your hands. Whoa, 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 stai că vine banda de rednecks. Rednecks de ăștia. There they are. The locusts in our garden. Nu stau la custă. See, they've come for me. Whoa, whoa, whoa. They've come to take me away from you. They've come to destroy all that we've built. Mamă, frate, calmați-vă. Oh shit. Knew this moment would come. A după frasul în stânga. Trebuie să vină și sorsa, cred că în dreapta, nu? Go. Da, uite sorsa. Oh, da, frasul seamănă puțin cu ăla din Witcher. Mamă. The noise of thunder, one of the four beasts say,
come and see. Step forward. And I saw. And behold, it was White Horse. What the fuck? Man, tipo s-ai fumat rău de tot. And hell followed with him. Ideea e că e un final secret aici. Cuff this son of a bitch. Exact ca în Far Cry 4, dacă stai pur și simplu. Mi se pare că te stai vreo 10 minute sau ceva și cum se cheamă, poți să termini jocul, normal. Dar eu am să-l capturez. Ca să putem continua jocul, zic și eu, adică... Oh shit, Ubisoft vă prezintă încă un fucking joc din seria Far Cry. Glumesc. No. Asta chiar e fain. Let's go. This one is good. This one is good. Asta chiar e ok, adică față de Primal, asta chiar e ok. Primal a fost o încercare, a ieșit foarte bine. What's up, boys? Oh. Hai, dăm pe la dreapta. Bă. Ok. We're taking the father. They're taking Papi Chulo. Asta e chinez? Asta-i chinez, e mongol ăla. Oh, no! Mamă, ce-am poșcat-o, bă, i-a dat una. Sa, boys, vă iau pe gagiul ăsta cu noi. Mi-aduce aminte de cineva gagiul ăsta, nu știu de cine mi-aduce aminte, probabil de un prieten sau ceva. Wow, aruncă cu pietre. Wow! S-a stricat totul. Ubisoft Montreal și Toronto Production. Vreau să vedem Ubisoft Bucharest Production. Nu cred că niciodată, că noi deja ne-am făcut ca acolo nu se testează și quality testing și chestii. Oh my god, e ca în Left 4 Dead aici. Mamă, exact ca în Left 4 Dead e. Dă-i! Ăla-i fost. Eu, ea e din Deadpool. Bă, tu unde mai veniți, mă? Wow, ok, ăla s-a aruncat, cred că în elice. Aia, cred. Oh, shit, boys, ne duce dracu. Îmi place că Joseph e ceva genul. Încă cântă? Bine, ce de nici n-am fost atent la toată discuția de aici, din ăsta. Dar dacă ați fi fost atenți la discuția acolo cu Marshall-ul și cu șeriful, ați observat puțin ceva în comportamentul șerifului. Ceva ce o să vă dați seama imediat aici, nu o să vă spun după secvența asta care-i treaba. Și nu ajung să... Goddammit, ajungi odată, Bob! Alo? Hai! Nu, n-a pățit nimic. Mă, nici măcar nu clipește. S-a rupt cătușa în timp ce am căzut sau ce? Mamă, deci el abia a scăpat cu o zgârietură, două, trei. Fine here. No need to call anyone. Damn. Yes, Father. Praise be to you. Și acum, dacă nu v-ați prins care trea cu șeriful, o să vă explic imediat. No one is coming to save you. Cacat, fiule. Ideea e că și șeriful era în cărdășie cu Joseph C. De-aia el tot încerca să ne... Să ne convingă să nu ai venim aici. Oh shit. Trebuie să scăpăm de aici. Please, the
Carpenters of Doom will see the truth. Begin the rebate! What the fuck? Am așteptat la muzica din Mass Effect 3 și vin Reaperii. Bum, 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 bum. Oh my god, după ce că am căzut cu elicopterul, mai cădem și de aici, să ne rupem spatele. Oh, fa... Ok, a luat foc totul. Bă, ceva ne... Jesus! Bă, ceva... Mă lași singur aici și cu capul! Oh, leu, fiți arcentura de râs să-ți fie! Cine l-a proiectat în felul ăsta? Oh, enter. Iar enter, pe bune, altă tastă mai inteligentă, nu se găsea? Shit! Exact ca în Far Cry 3, boys! Ok. Fucking run, boy! Oh, oh shit. Oleu, apă! Ar putea să meargă. Cât de cât. Nu știu, n-am luat-o pe aici prima oară când am jucat. Oh, Jesus. E o cabană în față. Oh, stealth. Ok, asta știm de stealth. Escape. Oh. Ok. Ne-am depărtat destul. N-am alte opțiuni, ce-i drept. Nu am... Oh, shit, vreau asta. Oh, e exact pe PC, exact cum erau și cealaltă Far Cry-uri. Aș mă din gură. Gotta find my... No. Oh, ăsta e mort? Ah, nu vreau cranga. Oh, e toată trecută venisem, gen, când am jucat prima oară la Ubisoft. Am venit pe acolo, așa, pe aici, m-am cățărat și pe mine pe spatele ăsta. Asta e ceva. Oh, da, ce... Îmi place cât de bine merge pe PC, ce-i drept. Cu setări de astea așa, bine, probabil că, bine, are momente de sare în care probabil sughiță sau ceva, dar, sincer, sunt destul de mulțumit de felul cum funcționează momentan. Și hai să ne grăbim să nu stăm ca fraiere pe aici. Văd ceva acolo în față. Burk. Cine-i Burk? Oh, uite acolo. Ah, eu m-am dus și la ea să-i bat ura trecută. Doar eu mai sunt în viață, boss. The Marshal. Îmi place că îți faci propriul tău caracter și faci povestea caracterului tău, deci nu e ceva generic. Ah, uite, tu ești fiul sau magnatul, nu știu care, care ai ajuns aici și tot așa. Wow, 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 stai ușor! Oh, 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 Jesus Christ! Rook, I'm sorry. Mamă, m-ai speriat să-mi opcearele. Come on, come on, come on, come on, baby. Come on, check the room, Rook. Mhm. Nimic. E gol. Ai tu altceva, boss? Așa aici, e liber. Oh Jesus, I had no idea. Fuck. We're putting this whole family away, all of them. Trebuie să văd cine-i gagiu ăla din stânga de tot, adică nu merg aminte cine ar fi... Tu știi că e rudă cu ăștia, am uitat care cine e exact. Oh, shit, dă-mi aia. Mersi. Oh, știi, pistolașul ăla prost. Așa. We're gonna take it, we're gonna head northeast. Boss, chestia sună acolo. Back to Missoula. And then, we're gonna come back here with a goddamn National Guard. And we're gonna take out the rest of these... Da, mă, am înțeles. Bă, boss, am o soluție mai bună sau ceva. Nu știu, prăjește-le ceva, o șopârlă pe motorul tău de la căruță sau ceva. Și sigur o să-i mulțumești pe toți. Oh, shit, armă invizibilă. Unde sunt ăștia? Oh, hi. Ok, unul. Ok, bossulică, stai așa o leacă. Mau, mă, cam ăsta o leacă, ochii stâng. Jesus. Cior. Oh, nu pot să trag pe acolo? Pe bune? Ok, am scos ăla capul. Scos ăla. Aș vrea să-i scot capul ăla, dar nu reușesc. Ok, stai că vin acum.
Ok, fuck, trece pe pistol acum. Unde e, mă? Stai să luăm niște gloanțe. Așa, boss. Stai, o țavă. Oh, shit! Shit, sunt mulți! Sunt mulți! Sunt mulți! Gata, am venit acum, am venit acum! Enter! Nu fu, Bob! Shit! Control! Ouch! O, îți vrei să mă ieși în față și în spate, naiba să o ia de treabă! Dă-vă din calea mea! Bă, vă spar pe toți! Da, sunt bine! Oh my god! Du-d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 u
Oh, ce? Oh, shit! Sal că fu, băieți! Oh my god, ce mulți sunteți! Stai așa! Gata, o! Mai mult, prin față, unde? Cine? Uite, uite, îl văd! Bă, stai, am tras în cap, ce dracu! Gata! Stai așa, mă, trebuie să o și heal-ui, trebuie să și fiu atent să-mi puși, ce Dumnezeu! O, se mișcă lucrurile mult prea repede să pot ținti ceva! Stai, avem dinamită? Oh, shit! Throw! Dă-o pe aia! Așa! Bagă health kit-ul ăla, bobiță, trăița mea, mă! Dă-o pe asta, mă! Mai am health kit-uri? Nu mai am health kit, o să mor. Boss, dacă nu faci ceva, să murim. Auci! Și da de voie de heal! Oh my god, am nevoie de heal! Oh, mi se regenerează HP-ul! Tare! Cred că în intro așa funcționează treaba. Și da, sunt așa mulți, frate! Jesus! Oh, mai vine și cu avionul lor, mă! Și dau de toate aici, mă, e problemă să spui că au și un tank? Oh, shit! Oh! Mamă, l-ai zbit pe ăla! Oh, e Michael Bay director aici! A murit, nu pot să cred! Vere, am nevoie de un heal! Pe bune! Și dau prea mult damage! Mult prea mult damage! N-am crezut că pot să mor la tutorial de ok. Bobiță le face pe toate, moare la tutorial, boys, e perfect! Hai dată cu mașina ta. Gata, bă, hai. Gata. Îl văd. Și dacă nu s-ar tăna gloanțele atât de repede, ar fi așa de bine. Ok. Aha. Fucking Nancy. Oh, deci Nancy ne-a trădat, ok, știi el. E posibil să fie doar Nancy, eu am zis că și șeriful fiind cărdășii deodată ce se înțelegea foarte bine cu Nancy. Dar, e bine, treaba e că nu pot să știu exact care și cum. Mamă, dacă nu s-a mișcat ținta asta în 5 miliarde de feluri. Why don't you die already? Boy, pe bune, cer prea mult să mori? Ok, heal, mai am două. Vreau să folosesc un medkit. Pick up dynamite. Oh, cred că trebuie să fie și mai bine așa. Oh, e mult mai bine așa de țintit. Da-o pe aia! Ultimul medkit. Bă, dar mașina aia e invincibilă? Ah, oh, fuck. Stai așa! Mersi! Oh, fuck, ok, nu e nimeni aici. Sa, băieții mei! Te-i în față.
Nice, cumva am distrus aia instant, pot să cred. Văd, îi văd, îi văd. E luat, e luat, e luat, e luat. De ce încă trage al meu? Bă, meu trage ca prostul. Ah, trăgeam continuu. Right, right. O vacă! De unde a apărut vaca? Prea multe chestii. Shit! Mama, are machine gun! Ce fac ăștia? Să dă bombe! Iiii, de mine și de mine! Suntem bine? Oh, ne-am dat jos pe pod. Frate, cât de tensionant e totul. Bă, crucea aia. A, suntem bine acum? Mamă, ce muzică tristă mi-a trântit într-o dată. Like, what the fuck, man? N-au găsit? Oh! Oh, shit, ăsta e alb cineva. Asta nu-i de-al lor, din câte văd, pare ăla mai normal. Ca și aspect, zic. Pe bune? Everything I told you has come true. The authorities who tried to take me from you are now in the loving embrace of my family. Save for one. Yeah, I was. Ah, fool. Place că și-a trântit acel stea cu America acolo, specific Rednecks. America! You know what that shit means? Nu. It means the roads have all been closed. It means the phone lines have been cut. It means there's no signals getting in and out of this valley. Niciodată n-a putut să iasă semnal de aici. But mostly it means we're all fucked. Ok. Mișto cerceluș, boss. Collapse. They all think the world's coming to an end now. They've been waiting for it. For years. Waiting for somebody to come along and fulfill their prophecy and kick off their goddamn holy war. Well, you sure as shit kicked. Smartest thing for me to do would just be to hand you over. Whoa. Sper că n-ai de gând să faci asta. Fuck. Opa. It's raping time. Oh. Mersi. Poți să mi le tai și pe alealte la mână pentru că totuși arată nașpa. Get rid of that uniform. We need to burn it. De ce? There's some fresh clothes there. When you get changed, you come and see me. Okay. We'll see if we can unfuck this situation. Mișto termen, boss. Unfuck. Apreciez, domnule. Nu știu unde i-am prins numele. Oh well, hai să schimbăm hainele atunci. Oh, și acum ne costumizăm caracterul. Să ce avem pe aici, așa, mai drăguțele, așa. N-avem niciun caracter drăguț, o să luăm pe ăsta. Trebuie confirm. Piele mai maronie, așa, și cu o freză cea mai... Nope, 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 nope. Asta merge, asta merge, asta nu prea.
Și așa mai mult unde uneori, deși ar putea să meargă și asta. Și asta merge. Așa sunt eu de obicei. Și asta așa, mamă, cât de... Oh my... Sfinte Sisoie! Nu, mersi. Cred că să purtăm pe asta așa. Mergem mai bine asta așa. Let's confirm. Yes, this is my final character. America. Nu, vreau o cămașă. Sunt mare amator al cămășilor. Vreau asta roșie. Oh, equip. Așa. Pack. Lower body. Niște blugi și albaștri. Cap. Bă, mi-am făcut freza cu motiv, adică n-are rost. Și mănuși. Trebuie să putem lua niște bandaje de astea și să părem badass. Ar merge bandajul, cred că o să-l ținem cu bandajul ăsta, să-mi dea un vibe așa de Far Cry 4. Handwear, confirm, nice. Not bad. Acum suntem aici, să vorbim cu băiatul nostru, să vedem cine zice. Ia zi, boss. Oi, Dutch ăsta. Most folks call me Dutch. De ce? I've been trying to piece together what's happening up top. It ain't good. Little I can gather is that your partners are alive. Oh, pe bune? For now. Seems they've been split up. Each one handed off to a different member of Joseph's family. Ah, și atunci mă cac mai seamănă pe toți. I get it. I got friends that been taken too. Problem is, there ain't no help coming. Oh, shit. Nobody knows what's going on here, and they won't know until it's too late. There's gotta be people out there willing to fight back against this cult. We need to show them how. Păi și cum facem asta? Build us a resistance. So the first thing we're gonna do is get control of this island. Once we got some breathing room, we can figure out what's coming next. Oh, okay. There's a gun and a map in the safe over there. Take them. I'll give you a call on your radio once you get your bearings. Am înțeles. Nu să nu mă lucru de aici. Take shit. Be careful out there. It's crawling with Peggy's. Oh, tatăl meu a fost și aceeași termen. Ce face asta? Făcea niște dansuri și chestii pe aici. Îmi făcea că a făcut un pas la stânga, un pas la dreapta, ridicat de mâini și hop, clap. Ok, drăguț bunker, boss. Ce pot să zic? Stai așa. E de fapt ce am, asta? Nu pot să văd exact ce am. Q. Oh, ok, le văd aici. Ce drăguț. Oh, ce tare, poți să le vezi mai ușor așa. Ok, take. Aia zi, bă, avem și lopată. Weapon wheel. Dar nu am uitat pe care era, am apăsat pe Q, pur și simplu că e mai ușor aici. Nu mai ușor să vezi așa. Vreau lopată sau nu, dă-mi țavă. O țavă parcă merge, lopata parcă... Hai să ieșim afară! Mamă, ce lumină. O, ce puitie. There's some things you need to know. Marfi. There's four ways you can go about this. Yazi. First, you can liberate any hostages the cult's taken. Am înțeles. These are good people. They might just fight alongside you if you help them. Am înțeles. Second, you can destroy Eden's Gate property that's all over the place now. Hell, they built two goddamn shrines on this island alone. Third, you can tackle resistance missions. There are a lot of folks out there waging their own war against this cult, and they could sure use your help. And last, if you're really looking for a fight, you can take on the cult outposts that have popped up across the county. Huh. Liberating those places will give the resistance solid footholds to push back against Eden's Gate. Oh, okay. Ah, am înțeles. Nu pare a fi ceva super mega complicat. I've got cameras set up all over this island. I'll keep an eye out for anything useful. For now, head south and take out any cult shit you see. And help any folks in need, would you? Dutch out. Stai așa să le detonăm jucărioara aia de acolo. N-ar trebui să bubuie sau ceva? Shit. Mamă, direct în față. Care ajung? Care ajung? Fuck! A fost o idee prea deșteaptă, două bobiți. Wow! Opa, bune! Oh well! Whee!
Okay. Whoa! Așa, căutați-mă, boys! Assassin's Creed style. Olu, mă ia cu de-alea. Heebie-jeebies. Hai să luăm pe tante asta. Cât a luat pata în cap, i-a băgat mor. Oh my god. Ia mă, bobiță. Oh my god, cât a luat pata, i-a înfipt-o în față. Oh my god. Oh, ești cu capul, vere. Oh, ăsta a murit, cred că. Pentru că nu l-am salvat sau ce. Doamne sfinte, ești pe bune. Bă, ce l-am căcat. Paia, mă. Hey, vreau lopata înapoi. That's fair. That was funny as fuck. Oameni buni, cam asta ar trebui pentru această prima parte din Far Cry 5. Dacă v-a plăcut și vreți să vedeți mai multe videouri în genul acesta, tot ce vă rog eu este să dați cât mai multe like-uri, iar noi ne vom auzi cel mai probabil data viitoare, când o să încercăm să mai infigem niște cringe în capul oamenilor și chestii de genul acesta. Ha! Pa, pa!